Bine v-am regăsit în cadrul unui nou episod din seria de sfaturi motivaționale Familii de nota 10. Tema de astăzi este rolul tatălui în educarea copiilor. Astăzi auzim adesea despre familii monoparentale sau despre mame care își cresc singure copiii. Fără îndoială, și aceste familii sunt sub ocrotirea lui Dumnezeu. Cât de important este însă ca tatăl să-și asume rolul în creșterea copilului căruia i-a dăruit viață? În cadrul acestui nou episod dorim să focalizăm atenția tuturor bărbaților asupra importanței deosebite pe care o au în viața copiilor lor. Departe de a putea lăsa totul pe umerii soțiilor noastre, noi tații suntem indispensabili prin prisma rolului și a sarcinilor pe care trebuie să ni le asumăm. Iată ce afirma autorul cărții Sufletul copilului vostru, tradusă de Adrian Tănăsescu Vlas, la editura Sofia. În educarea copilului, Principala sarcină a sarcina bărbatului este încrederea, iar a femeii, grija și sprijinul. Poziția tatălui și a mamei sunt absolut diferite și copilul are nevoie de amândouă. Pentru a crește un tată adevărat din soțul său și soția trebuie să aibă încredere în soț. Numeroase cercetări arată că cu cât tatăl participă mai intens la viața copilului, cu atât mai mare este coeficientul de inteligență al acestuia, și cu atât mai puține sunt problemele psihologice și conflictele ulterioare cu legea. Atitudinea tatălui față de copil devine pentru omul aflat în creștere o imagine vie a tatălui ceresc, care e mult mai importantă decât cuvintele corecte, și această atitudine îi poate influența întreaga viață. Relația cu tatăl ceresc. Așa încât, a fi tată este literalmente o răspundere înfricoșătoare. Se spune că mâna care mișcă leagănul conduce țara și este foarte adevărat. Mama are rolul ei de neînlocuit. A nu se înțelege însă prin aceasta că soții sau tații nu sunt prea importanți. Amintiți-vă oricare dintre seriile petrecute în familie împreună cu copiii dumneavoastră și întrebați-vă dacă vreodată copiii au spus: Tată, Acum că mama este cu noi, tu poți să pleci. Nu este exclus să fie și astfel de excepții în familii marcate de violență domestică, alcoolism și așa mai departe. De regulă, însă, copiii ne întreabă pe toți cei care ne-am luat în serios rolul de tată: De ce nu ai venit mai repede acasă? Sau, mergem să ne jucăm? Ori, când ieșim undeva, toți împreună? Ori cât de importantă este mama, tatăl este de neînlocuit. Alături de cele afirmate anterior, mai spunem că tatăl este hărăzit de Dumnezeu pentru a conferi siguranță și viziune familiei. De aceea să ne asumăm cu bărbăție rolul de tată și să facem în așa fel încât copiii noștri să-și amintească întotdeauna cu satisfacție de noi. Până la un nou episod din seria cu tema Familii de nota 10, vă dorim multe succese în cariera de tați. Prețuiți familia!